V-ați gândit vreodată, atunci când citați o carte sau răsfoiați un album, cum ar fi să închideți ochii și să vă teleportați în spațiul respectiv? Ei bine, cam asta se întâmplă astăzi, pentru că ne aflăm în apartamentul Forest Green, din albumul Lifestyle Design Interior. Ne aflăm alături de arhitecta Cristiana Zgripcea, cea care s-a ocupat de amenajarea de interior, și vom povesti puțin despre spațiu. Bună, Cristiana! Bună și vouă! Mulțumim că ne-ai primit! Vă mulțumesc și eu pentru că ați venit și de data aceasta. Spune-mi, te rog, ce cerințe a avut beneficiarul acestui apartament? Din fericire, a fost un beneficiar destul de relaxat, care mi-a dat mână liberă să amenajez apartamentul și să-l recompartimentez așa cum am considerat eu că este mai bine pentru spațiul acesta. Tot ceea ce mi-a spus dumnealui a fost că vrea un living mare, că nu se gătește foarte mult la el în casă, că ar vrea două dormitoare, chiar dacă sunt mai mici, totuși să fie două. Referitor la amenajare, chiar au fost ideile mele implementate aici. Din fericire, cum spuneam și îmi place să subliniez, am avut cale liberă să fac tot ce mi-a tăiat capul. Povestește-ne, te rog, puțin cum arăta spațiul inițial. De exemplu, în acest living în care ne aflăm noi, erau două dormitoare micuțe, echivalente ca suprafață, un hol foarte mare. Din punctul meu de vedere, holul înseamnă o risipă de bani și de spațiu, pentru că tot banii ăia îi dai și pe un metru pătrat de hol și pe un metru pătrat de living, iar eu pe cât posibil anulez holurile. De fapt, noi chiar acum suntem în fostul hol, ca să zic așa. În spate, desigur, era compartimentat tot ca parte de baie, având în vedere instalațiile și poziționarea lor, iar celelalte două dormitoare cuplate compuneau livingul, cu un singur blat de bucătărie care nu ar fi permis dezvoltarea unei insule sau unui loc de luat masă. Deci, practic, se intra în dormitor. Se intra în hol, urma zona de noapte și încapăt zona de zi. Un lucru care mie nu mi se pare că ar avea o logică funcțională. Da. Cred că zona de noapte a trebuit întotdeauna să fie ultima și cea mai privată dintre încăperi. Livingul e cumva axat față de un ax de simetrie. Partea de bucătărie este închisă în totalitate. Dincolo de ușile acestea avem frigider, chiuvetă, mașină de spălat, vase și respectiv rufe. Chiar și insula de servește pe partea cealaltă, tot ca depozitări, fiind compusă din mai multe sertare. Hota este pe filtre, accentuând cumva ideea asta de totul freestanding. Mi-a plăcut foarte mult peretele. Da, eu îi apreciez foarte mult pe cei de la Suite Damage Crew. Sunt cei care fac grafitiuri prin București, pe calcanele astea mari de clădiri, în zone urbane cumva mai nefavorabile, și am ținut ca ei să animeze marele perete verde al acestei case. Și mi s-a părut cumva jungla urbană ca idee să fie adusă la nivel de junglă în miezul Bucureștiului, ca un concept interesant. Sunt curioasă cum ai amenajat zona de baie. Baia mi se pare că seamănă cu una de hotel, lucru care mă și bucură. Având în vedere că e o singură baie în acest apartament, am ținut ca aceasta să fie una generoasă și să poată deservi cu ușurință la două persoane. Cumva o baie matrimonială. Mi se pare că are acea tentă de lux. Poate de asta mi se pare că seamănă cu un hotel. Cada freestanding, cu siguranță, este piesa centrală a acestei băi și am încercat să o pun în evidență cu toate celelalte accente perfect meciuite cu ea. Am folosit ceramice de la Porțelanosa și Marații și obiectele sanitare sunt Dalet. Haideți să vedem și zona de noapte. Zona de noapte este compusă din două dormitoare, separate de zona de zi, printr-un holișor, tocmai pentru a facilita liniștea, calitatea principală a zonei de noapte. Aici este dormitorul secundar. Prima fază va deservi ca dormitor de oaspeți și ulterior cumva să primească funcțiunea de dormitor de copil. Cromatic am vrut să fie valabil pentru orice variantă de copil și la nivel de iluminat mi-a plăcut să inovez. Și de data asta. Și am ales ca veioza să fie compusă dintr-o ghirlandă luminoasă cu o scară decorativă. Dormitorul matrimonial e un dormitor confortabil. E un dormitor cu un pat mare, cu o tăblie foarte pufoasă, cu niște game cromatice masculine. Am încercat să le potrivesc pe personalitatea beneficiarului, cu aceleași accente negre care mă caracterizează și, desigur, cu un mare dressing. Depozitarea e importantă în orice dormitor, chiar dacă este pentru un domn sau o doamnă.
Un mare dressing cu oglindă care ajută din nou la lărgirea spațiului, dublarea lui. Acesta are o deschidere către un balcon foarte generos, de fapt o terasă, cu vedere chiar către linia orizontului Casa Poporului. O mare parte din București se poate observa de pe acesta și suprafața este una care permite mai multe funcțiuni, de la loc de luat masă, loc de relaxare. Cristiana, îți mulțumim pentru această incursiune în jungla urbană. Și eu vă mulțumesc. Și abia așteptăm să vedem noi proiecte. Tot dragul, sunt pe drum. Mulțumim că ne-ați urmărit și vă invit să vă abonați la canalul nostru pentru că uploadăm cel puțin un material video în fiecare săptămână.